Biserica rusă își face propriile companii private de mercenari. Banii vin de la oligarhii lui Putin, evident, se varsă în conturile diferitelor fundații. În mod absolut ironic, una dintre companiile astea de mercenari care pleacă pe frontul din Ucraina se cheamă Crucea Sfântului Andrei și funcționează pe lângă Catedrala Maritimă din Sankt Petersburg. Domnule profesor Papahagino, am înțeles că Kiril era alături de crimele lui Putin. Ba chiar credea că cei care se duc acolo să omoare, să jefuiască, să vandalizeze, să violeze, să facă aceste crize împotriva umanității, vor ajunge în rai și susținea asta, dar de aici până la avea niște companii de mercenari și banii să se ruleze inclusiv prin fundațiile bisericii ruse, părea a fi cale lungă, dar uite că nu e de fapt. Păi și vedeți atunci cât de bine seamănă terorismul rus sau în fine teroarea proiectată de ruși cu cea islamică, unde la fel religia de stat, confiscată total de politic, de fapt o religie politică, recrutează teroriști care să moară în numele lui Allah, la fel recrutează Kiril, bieți soldați care să moară pentru războiul dement al lui Putin. Care e diferența atunci între Ayatollah și un mitropolit care s-a satanizat pur și simplu, fiindcă ăsta nu este ortodoxie, nu mai nici măcar ortodoxism, a devenit de-a dreptul terorism și nebunie. Dar el pierde, fiindcă pe fondul acestei devieri absolut satanice a Bisericii Ortodoxe Ruse, cu care eu personal vă spun sincer, nu mă simt în nicio comuniune, nu văd ce mai au ei ortodox. Firește. Pe fondul acesta, Ucraina, iată, și-a declarat autocefalia recunoscută de Constantinopol și acum, mare știre a zilei, dar care încă n-a ajuns peste tot, mi-au semnalat-o mai mulți, astăzi a ajuns în presă o scrisoare care e din 5 septembrie 2023 a mitropolitului Vladimir Cantarean de la Chișinău, care ține de mitropolita Biserica Ortodoxă a Moldovei, făcută de sovietici și care ține de Kiril de Moscova, da? În Basarabia există și o mitropolie care ține de Biserica Ortodoxă Română, condusă de mitropolitul Petru. Ei, și acest moscovit adjunctul lui Kiril îi scrie o scrisoare foarte nemulțumită lui Kiril, în care spune: domnule, nu faceți nimic pentru noi, suntem în faliment, toți preoții ne pleacă la Biserica Ortodoxă Română, la Mitropolia Basarabiei, românii dau salarii bune, voi nu ne dați nimica. Deci, cred că rușii în scurtă vreme vor pierde și influența pe care o mai au peste Prut în jumătatea de Moldovă răpită de sovietici. Cu alte cuvinte, influența lor în bisericile ortodoxe scade. Sigur că, din nefericire, mai au influență în bisericile ortodoxe, inclusiv din Ierusalim, inclusiv din zona Orientului, unde finanțează, sau la Athos, sau în alte locuri. Dar încet, încet, ortodoxia este șocată, dezgustată de atacul acestei biserici ortodoxe asupra, sau unei națiuni zise ortodoxe asupra altei națiuni ortodoxe. Să nu uităm că rușii bombardau în Ucraina și de Crăciun și de Paști, puțin le păsa. Da? Deci, Kiril culege încet, încet ceea ce a semănat, își pierde influența în fostele republici sovietice ortodoxe, este în conflict major cu Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, este tot mai prost văzut în state ortodoxe precum România sau Grecia sau chiar Bulgaria. Deci încet, încet, asta este. Ce va rămâne? Va fi o agenție de recrutat teroriști, dacă asta vor. Dar în orice caz s-a terminat cu pretenția Moscovei de a fi a treia Romă, continuatarea Constantinopolului, un fel de lider al ortodoxiei mondiale și alte prostii de genul ăsta.